Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din Track Vlog. Astăzi facem un videoclip special. Un videoclip special de mulțumire pentru voi. Astăzi s-au strâns deja peste 1000 de abonați, frate. Deci, pur și simplu, nu pot să cred cât de repede s-a întâmplat acest lucru. Foarte, foarte repede, și chestia asta mă motivează extrem, extrem, extrem de mult. Am decis să filmez așa dimineață, pentru că e mult mai mult trafic, pare mai interesant, suntem pe naționale. Să vedeți și voi cum e cu camionul prin aglomerație. E ora 6:44 dimineața. Uite că am și eu loc să intru acum. Așa. Ia să vedem cât am condus. A, s-a resetat aici tahograful, perfect. Aveam deja 15 minute făcute pauză și am mai făcut încă jumătate de oră și s-a resetat, ceea ce e super ok. Așa, să pun și eu cotiera. Bun. Astăzi, dragii mei, o să vă povestesc o întâmplare care nu ține de titularul meu, de fostul meu titular, primul meu titular. O să vă explic o poveste prin care am trecut eu, o întâmplare destul de nefericită, să zic așa. Mai pe scurt era să mi-o iau în cur, ca să zic așa, ca să sune direct cu titlul. Da, bun. Eram în Franța. Eram parcați pe un drum național. O parcare asta mai mare în apropierea unui orășel. Sincer, nu mai știu cum se numește orășelul. Chiar nu pot să-mi aduc aminte. Acolo eram parcați eu cu titularul meu. Mai era încă un domn și încă doi băieți. Deci eram trei camioane în aceeași parcare, toți români. Când am văzut că suntem toți români, zic, oa, super, frate, uite, aveam chiar încărcare, chiar aveam toți la un kilometru distanță, era firma unde trebuia să încărcăm și acolo era singura parcare. Și toți am prins parcare acolo, deci a fost un weekend super tare, dacă stai să o iei pe o parte. Așa. Cât am stat acolo, ne-am apucat, am făcut mâncare, nu știu ce, ne-am cunoscut un alta cu toții. Ne-am dus, am luat de băut, am băut câte o bere fiecare, nu știu ce, alții ori băut mai multe. Ăia doi ce erau pe Renault la Magnum, am uitat să zic, erau un, băieții doi erau pe un Renault Magnum, bătrânul era pe un DAF și noi eram cu Manu. Așa. Ei, băia doi de erau cu Magnum ăla, erau cam dilăi așa, erau un pic duși cu pluta, le cam lipsea vreo două țigle de pe casă la fiecare. Unul avea ochii, se uita și la est și la vest în același timp. Deci tu erai printre ele. Nu prea le avea cu ținta. Bine, asta nu e o chestie de condamnat sau ceva, dar na, era destul de amuzant cum arăta omul. Iar celălalt le avea cu vorbitul mult și cu băutul, frate. Țin să precizez că erau țigani amândoi, dacă ține de ceva chestia asta. Aveau oamenii puși în camion acolo, sistem 5.1 cu tun de bas, cu alea, șmecherie făcută acolo, prinse cu niște table așa frumos, le-o prins ei acolo, boxele sus. Era interesant, dădea drumul la manele, la alea, pușcau manele, de n-aveai treabă cu el. Așa, păi pe la amiază cam așa, au venit acolo unul, se tot plimba cu bicicleta și fac ăștia, bă, ăsta e poponar. Bă, nu cred că e poponar. Bă, ăsta e poponar, fii atent că ăsta vrea să... Și că îți dă bani ca să ți-o sugă. Zic, bă, du-te mă, dracu, de aici cu tot cu el. Zic, când îl văd, zic, iau tot mă la el. Tă se plimba și avea o sticluță și se făcea așa cu sticluța, ca și cum ar suge-o. Zic, iau te mă, dracu, zic, uite-te și tu, nenorocitul naibii. Deci era, frate, om în toată firea, nu așa, na, ma, fiecare cu orientările lui. Și o trecut vreo jumătate de oră, o plecat ăla, o sta pe acolo, se dă freca cu curul de scaun, nu știu ce, o plecat. După aia s-a întors iar înapoi. Ăștia draci, ăștia doi de români, băieții a doi, vorbeau franceză. Știau să vorbească ceva franceză.
S-a luat în vorbă cu el, n-am înțeles nimic așa. Păi zicea că ăla zicea că vrea să o sugă, că dă 30 de euro ca să o sugă, că nu știu ce. Mamă, când l-am auzit, băi, deci mi s-a făcut o scârbă de el, zic, tu te mă dracu de aici cu 30 de euro a tăi, cu toți, zic, marș de aici. Eram și puțin amețiți, cam toți. Ăla tot o ținea cu subtul lui pe acolo. Ăștia vorbeau cu el, râdeau cu el, nu știu ce, și face că de cine-ți place, dintre toți ăștia de aici, ia uite-te și zici cine, de cine-ți place. Și na, noi cum eram 5 persoane acolo, face ăla nu, ăla nu, ăla nu, își bang direct pe mine. Zic, bă, fu-te în gură. Am luat țava de roți, l-am alergat cu țava de roți prin parcare, zic, fu-te în aripă, zic, îți dau o țavă de asta în cap aici, rămâi la, zic, asta direct în curs o bag, nu-ți mai trebuie pulă. Când l-am văzut, zic, ia uite mă, zic, ăsta vrea să mă fută, zic, aoleu, zic, na, eu, bine, acum știam că sexy și alea, dar nici chiar așa, înțelegi? Dar când l-am văzut pe om că vrea să mă tragă, zic, fu-ți gura, mătina. A rămas așa, stupefiat, ca să zic așa, a rămas un pic terorizat pe moment. Și nu știu ce i-a zis, ăștia și-a plecat ăla. S-a dus, am văzut că a plecat, zic, a zis, gata, numai bine, zic, mă dau jos din camion, zic, pot stau și-o liniștit afară, nu mai văd pe nenorocitul ăsta pe aici. Am stat acolo afară și era cald, era frumos afară, n-am. Apoi pe seară, sonoraș a început să picure, zic. Pe la ora 9, cam așa, nu mai-l văd pe ăla că vine iară pe acolo, cu bicicleta lui, se tot freca cu curul de scaun, zic, futu-s gura, mă, te iau, tot mă, iar o venit ăsta. Și întrebe românește, bă, dar ce dracu i-a zis, mă, ăsta? Face, i-am zis să vii la 9, că la 9 ești disponibil, că ție îți place pe întuneric să-i o dai. Mamă, când am auzit, zic, futu-vă în gură, ce mi-ați făcut, frate? Iar, bă, iar a venit ăla, mă. Iar am fugit cu țava după el, n-au mai venit după aia. A zic, futu-l în gură, zic, iau-te, deci i-a zis la ăla, bă, deci picura, a început să se plouă afară seara pe la 9. Ăla venise acolo, mă, cu bicicleta, că el vrea să o ia în cur. Zic, futu-ți gura, mă, te zic, iau-te, mă, ce mi-a făcut ăștia, zic. Eram deja, eram împăcat pentru futaie. Eram ca la curve, ziceai că ia-s peștii mei. Pac, pac, deja m-a achitat, ca să zic așa. Și na, era să mi-o iau în Franța, deci na, era să fiu babardit. La fel mi s-a mai întâmplat o întâmplare exact, exact așa, doar că eram în Italia. Eram, atunci deja eram titular și eram cu ajutorul meu. Ne-am parcat pe tot așa pe național într-o parcare, era luminată seara pe la 7-8, era luminată parcarea când ne-am pus noi acolo. Am zis că numai bine, lumină, tot bine. Bă, când a plecat ăla de la Peco de acolo, pac, o și stins luminile. Zic, futu-s gura, mă, tipă, la 10-11 cam așa erau stinse luminile. O stins nemedic cu luminile și apoi a rămas în beznă. Bă, ce vorbești, frate, că a început mașinuțe să dea târcoale pe acolo. Deci așa speriat eram, am luat Kinga frumos, aveam o Kinga de aia micuță, am pus-o între uși aici așa, am pus-o așa între uși, pac, pac, am strâns-o bine, zic, no, amu, puteți să faceți ce vreți voi. Am pus-o acolo, oprins-o de mânerele alea de sus, că și Manu are tot ceva de genul mânerele, alea de sus le-am prins acolo frumos, zic, no, amu, n-aveți decât numai labă să vă faceți pe afară, futu-vă în gură de poponari. Ajutorul meu deja era frică. Era frică și lui, era frică că îl babardești și pe el, zic. No, fraiere, zic, te trimi pe tine primul. Zic, eu iau banii, te trimi să-ți o dea. Da, și cam atât am avut experiențe de genul ăsta. Dragi prieteni, asta e o poveste destul de scurtă astăzi. Am făcut acest episod doar ca să vă alimentez plăcerea de a mă urmări, pentru că am postat deja un drag vlog săptămâna asta, îl postez și pe ăsta astăzi. Mă bucur foarte, foarte mult că mă urmăriți și că vă plac videoclipurile mele. O să mai continuăm cu seria asta, pentru că sunt foarte multe chestii de povestit, o grămadă de povești, cum erau să ne luăm lamă de la albanezi și chestii de astea. Lucruri foarte interesante, cum a rămas în întuneric și titularul meu era frică să se dea jos din mașină. Asta, trucare, dacă te uiți la video, să știi că o să te bag aici. Multe, multe, multe chestii și multe întâmplări. Astăzi cred că o să revin și cu car vlog, car vlogul pe care n-am reușit să-l fac ieri. Sper din tot sufletul să revin
astăzi cu el. De filmat o să-l filmez, sper să pot să-l postez, să-l editez și să-l postez, pentru că nu prea am timp. Ok, cu toate astea fiind spuse, eu vă mulțumesc din nou, din suflet. Suntem deja o mare comunitate, 1000 și ceva de persoane, nu e un număr mic. Așa că vă mulțumesc din nou, din suflet. Eu sunt Ursu, iar până data viitoare, fraților, vă urez drumuri bune și aveți grijă de voi. Pa!